Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Citesc acest titlu, doi farmaci, adică n-am auzit în viața mea de această știre, de o știre de genul ăsta. Știrea este o excepție. Așa se spune, știrea nu e când un câine mușcă un om, știrea e când un om mușcă un câine. Așa corect. Că atunci când am văzut doi farmaciști sau încă erat într-un depozit de medicamente din, al farmaciei din Tulcea și a fost nevoie de intervenția jandarmilor, mi-am dat seama că asta este o știre unică. N-am văzut așa ceva. Deci doi farmacii s-au încăierat, așa e când ai acces la vitamine. Și asta, apropo de, de șahiștii de mai devreme, sună asta ca violențe și scandal între șahiști. Ți-am zis, eu am văzut. Conflictul a izbucnit de la modul în care erau schimbați banii încasați. De asta și bătaia probabil în depozit. Adică aveau nevoie de spațiu, cred, pentru banii respectivi. Incidentul s-a petrecut în jurul prânzului. Potrivit principiului, nu ești tu când ți-e foame. Deci farmacistul, era un farmacist și o farmacistă. Și farmacistul a avut un schimb de replici cu colega farmacistă. Pornind de la felul, zice presa, în care aceasta schimba bancnotele mari în bancnote mai mici. Băi, acum paranteză. Mi se pare ireal. Da. Așa. Exact. Mai reușește cineva undeva în țara asta să mai schimbe bancnote mai mari în bancnote mai mici? Eu, greu. Da, greu, nu? Greu. Dar tu ești și cunoscut ca fiind cu cash-ul. Deci da. ieri am încercat eu invers. Am vrut să schimb 100 de lei din bancnote mai mici într-una. Încearcă la mine. Am intrat într-o patiserie da. Și am întrebat, puteți să-mi schimbați? Și m-au zis nu. Și am fost surprins de chestia asta. Nu și într-un spre ușă zice, astăzi acceptăm plăți doar cu cardul. M-am întors așa, zic, wow, Suedia! Nu, dar e ceva, se întâmplă, n-am crezut că e o criză atât de profundă. Mi s-a părut. Dar e o criză de încredere. Nu, e o criză de cash mic. Cash mic. Da, foarte greu. Deci oriunde mă duc, la fel, nu-mi dați de ăștia mari, că n-am să vă dau. Da, exact. Nici nu mai întreb dacă aveți să-mi schimbați, că sunt refuzat mereu. Și atunci mă duc, iau ceva mic și întind o sutică. Da, și atunci aia se schimbă la față, dar vă rog, n-aveți... De la semiconductori? N-am sub nicio formă. Stați că mă duc să caut în portmoneu, pleacă în spate, zic, până la urmă... Sincer, nu ți se pare, Luca, că este o conspirație la nivel, cel puțin național, dacă nu global, să facă puși pe carduri? Păi nu, mă, dar n-are ce puși pe... Zici, cinstit, e conspirație, tată. Nu e conspirație. Dar avem copii acasă. Crezi că se activează chipul? Da, drumul la bancnotele mici. Avem copii. Eu trebuie să-i dau lui fiul meu niște bani de buzunar, să aibă și el aia 10 lei să-și ia ceva. Cât să-i dau? Da, domnul Zav. Cum să fac? Crezi că se activează cardurile? Așa, eu asta cred. Deci dacă te duci la bancomat să scoți bani, eu mă duc mai rar. Dar dacă mă duc și eu din când în când să scot bani, primesc numai hârtii de 100 și cel mult 50. Pe le-au scos pe alea mici din bancomate, da. Nu mai există. Dar unde sunt alea dacă vreau să... Ba da, există. Tocmai, nu înțelegi că eu am încercat ieri și mi-au dat mici? Eu mereu dacă am cerut 70 de lei la bancomat, am încercat așa. Pac, 40 de lei. Și zice, introduceți, vă rog, multiplu de 50. Exact. Auzi, dar bancnota de 20 va... De 20? N-am văzut bancnotă de 20? N-a apărut în viața voastră. Nu, n-am. Dar am mai văzut, luna trecută, am văzut o bancnotă de 200. Și n-am mai văzut o bancnotă de 500. Cred că o singură dată în viața mea am văzut o bancnotă de 500 de lei. La televizor când s-a lansat. Există bancnotă de 500 de lei. Eu am mai avut nu-s bune. Dacă, nu sunt bune deloc, firește. N-ai ce face cu ele deloc. Deci sunt dacă... 100 de euro, ai văzut? Nu, în accident, nu mai pe știu mine, cu ce era. Pe mine la dublu sau nimic, asta era întrebarea. Cine e pe bancnota de 500 de lei? Eminescu. Zău? Să ne judece. Da. Pe mine m-a prins... Știi asta cu cash-ul. Pe mine m-a prins cu cash-ul și afară, știi? Și mă duceam cu bancnotă de 100 de euro la supermarket. Se uitau la tine ca la Michael Jackson. Se chema Paza, se închideam. Veneau aia, se uitau lumină cu ea. Aha. Se uitau, mă măsurau. Este și o... Știi? O schiță, novelă a lui Mark Twain, bancnota de $1,000,000. Da. Bun, revenim... Da, sunt sigur că există. Să revenim la farmaciști. Aștept filmul, da? Da. Da, deci la Tulcea farmaciștii s-a lăsat cu jignire, amenințări și lovituri. Asta e când ești înconjurat de pansamente și unguente, nu te interesează juliturile. Da. Deci el a bătut-o pe ea. Dom'le, nu vrem să acuzăm pe nimeni aici. A fost un conflict, ce știm este așa, că farmacista la un moment dat s-a dus în depozit, unde a fost urmată de farmacist, care în continuare reproșea asta cu schimbul de bancnote. Dar ce? Dom'le, s-au luat că aia, probabil că doamna schimba în bancnote mici prea ușor. Și dânsul i-o fi spus, nu mai schimba. Și a zis că îmi pleacă casa de... Da. Și rămânea fără, adică nasol de tot. Și dânsul a declarat că totuși a fost atacat de doamnă
care l-a zgâriat pe față. Cu un sac de monede. A zgâriat, să dea cu cicatridin pe raftul 3 pe dreapta. A fost necesară intervenția jandarmilor, întrucât nimeni nu a reușit să-i despartă, precizează jandarmeria Tulcea. Ți imaginezi ce farmacist. S-au făcut gen ca pisicile, știi? Da, farmacistul și... să arunce cu apă oxigenat. Farmacistul și colega s-a implicat în conflict, au refuzat acordarea de îngrijiri medicale. Da, imaginez că s-au întrebat unul pe celălalt ce să ia pentru vânătăi și ce să dă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.